Exact de la sol, va trebui să mergem în spatele liniilor inamice pentru a-i le ușura munca camarazilor noștri. Aici și sărim jos. Ne punem pe dac pentru a evita damage-ul. Fugim repede pentru că e cineva cu o carabină, cu o mitralieră mare acolo. E calibru 50. Dăm și... Avem și lansator de granade atașat pe M4A1, dar nu avem glante la el. Noi trebuie să-l distrugem pe cel de acolo și l-am distrus, l-am ucis. Dar era cineva loc. Ne mai ferim un pic. Și cred că i-am terminat pe toți. Să ne întoarcem la grupul nostru și să ne îndreptăm spre acest monument. Și avem aici o palieră, dăm F și sunt mulți la balcon să distrugem pe cei. Să vedem și mașinile. Și am ucis pe toți. Ba, nu mai sunt doi aici. Oh, și am intrat un tank pe poartă, dăm 4, aruncăm o fumigenă. Așteptăm ca prietenii noștri din avion să îi omoare pe toți. Și cred că au reușit. Trebuie să-l protejăm pe Volk, cel care l-am urmărit cu mașina în videoclipul anterior. Și acum ne dă din nou un avion să-i protejăm din nou pe cei de la sol. Uitați, aici trec strada. Cea de 105 și apoi schimbăm pe cea de 40. S-au urcat în două mașini și va trebui să protejăm așa din mers. Și au plecat. Să-i protejăm. Trăgem cu mitraliera în putere și cu rachete în cei de la sol. Nu știu cum de au scăpat până acum, cum de nu i-a nimerit nimeni. Dar e bine, pentru că nu i-au ucis. Dar mult mai sunt. Și am tras din greșeală ai noștri. Să vedem de unde ne va da acum.
A, ne-a dat exact de unde a rămas. Ceea ce e bine, că nu aveam chef să iau din nou. Am distrus și elicopterele și mai vin două. Și le-am distrus și pe acestea. Și cred că vor ajunge acolo la pod și uitați tu nu e fel. Că avem noi imagini din partea dreaptă. Să mai tragem o rachetă acolo, să ne simțim bine. Și aceasta a fost ultima noastră rachetă. Coborâm din mașină și ne ducem să luăm acest javelin. Practic e un lansator de rachete. Când dăm prin dreapta o să vedem inamicii noștri din mașini. Așteptăm să fixeze ținta și trage. Și racheta se va duce în sus și se va întoarce apoi exact pe vehiculul în care am fixat ținta. Mai tragem o dată și o să-l lăsăm aici pentru că nu mai avem nevoie. Să înaintăm. Dăm 4 pentru a mai arunca o fumigenă să chemăm ajutor aerian și ne mix dacă acolo unde sunt mulți. Așteptăm de acolo să tragă. Uitați cum vin rachetele. Și i-am curățat și pe aceștia și putem înainta. Pe aici, pe stânga. Nu o să trag prea mult în ei, pentru că o să folosim destul de des suportul aerian. Avem ocazia, mai putem da o dată. Și o să dăm acolo după el. Să vedem. De unde vin? Uite, aici. Și urcăm aici. Mai dăm o dată în fumigenă. Fix acolo. Și așteptăm să facă curățenie. Și și-a făcut treaba foarte bine. Până ne filmăm un pic și cade tot. Și au venit cu elicoptere. Tragem degeaba pentru alerea mea. Să așteptăm să ne mai dea un suport aerian. Și eu am și venit. Mai trage și așa de plictiseală. Să nu-i lăsăm să se apropie prea tare de noi. Și deja avem o muzică pe fundal. Ca și cum s-ar apropia finalul misiunii. Și aici vor veni elicopterele de extragere. Și vom mai primi o fumigenă. Cred, pentru că sunt mulți. Sau îi va ataca pur și simplu din... Să vedem dacă vă trage. Și se pare că se va prăbuși. Nu mai are mult. Și a venit și suportul aerian. Un fel cade.
ce e jos. Și acestea sunt prietenii noștri cu elicopterele și așteptăm să ne urcăm în acest aprobat. Și da, ne ducem unde să ne urcăm. Așteptăm să vină și semne și ne-am urcat. Și aceasta a fost misiunea numărul 10. Eu sunt Mădălin, sper că v-a plăcut. Ne auzim în următorul videoclip. Pe data viitoare!